Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun regăsit! Medalii la Cupa României de Judo pentru tinerii sportivi de la CSM Drobeta. Din delegația severineană, Vlad Topală a reușit o evoluție de vis la Poiana Brașov. Secția de judo a Clubului Sportiv Municipal Drobeta are noi motive de mândrie. Două medalii strălucitoare au fost cucerite zilele trecute în cadrul Cupei României sub 21 de ani, desfășurate la Poiana Brașov. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Vlad Topală, în limitele categoriei plus 100 de kilograme. Sportivul pregătit de Gicu Vasilan a defilat tatamiul brașovean, eliminând rând pe rând competitorii întâlniți pe tabloul competițional. Topala a cucerit medalia de aur în urma a 5 victorii, patru dintre ele fiind obținute prin o evoluție lăudabilă a avut și Diana Argind, sportivă care a revenit acasă cu medalia de bronz obținută la categoria 52 de kilograme. La un pas de podium a fost și Rebecca Mițar, fiind nevoită să se mulțumească doar cu locul 5 la categoria 57 de kilograme. Grație rezultatelor înregistrate de cei trei sportivi, CSM Drobeta a obținut locul 6 în clasamentul general pe cluburi. La Cupa României au participat 30 de cluburi din întreaga țară.